Ce faceți, domnule Popa? Da, dați-mă ochelari jos să ne putem privi noi. Haideți să ne privim în ochi pentru prima dată în această excursie. Pentru a ajuta să iasă din starea de tristețe profundă, echipa i-a pus la dispoziție o întâlnire privată, o vizită la tigri. Iar ea a avut ocazia să își aleagă persoana cu care să meargă. Eu vreau să învăț să fiu fericit. Perfect. Bucară. Hai de mai fericește-te că ți-ai dorit asta. Alegerea ei a fost Raul, iar atitudinea pe care a avut-o față de acesta a fost mult mai relaxată decât cea de până acum. Ai, mă, ce drăguț e, nu cred! Ți-mi fac pisicuța mică! Pentru mine era o dorință de 9 ani de zile de a vedea aceste animale frumoase. Întotdeauna am fost atras de tigri, de lei, de prezența lor, de tot ce exprimă ei. Te bucuri? Normal că mă bucur. Știi de când îmi doresc să vin aici? Din 2000. Hai, pe mine. Nu se simte? Mm-mm. Bine, este retochetă. A fost o experiență intensă, din punctul meu de vedere, pentru că sunt niște animale frumoase, sălbatice, nu știu. Dar nu mai eram cu ea. Adică, deja, nu că renunțasem, mă îndepărtasem puțin. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Și totuși te las un pic mai mult să pui mâna pe ea, să... Da, pentru că probabil se simte confortabil și a dat seama că nu caut să manipulez sau să o combin, nu caut să fac nimic aiurea neadecvat, știi? Și probabil de asta se simte mai în largul ei cu mine. Adică, și până la urmă ce fac, că n-am făcut nimic, deplasat sau... Încerc să o fac să înțeleagă ceva. Dacă faci așa... Se va pe tine la înaintare. Eu am început să mă retrag ușor-ușor pentru că am văzut că nu prea am cu cine. Eu nu pot să fac mai mult pentru că, din nou, eu nu mă lupt cu nimeni. Eu nu pot să impun unei persoane să facă ceva sau să înțeleagă ceva. Înțelege, dacă înțelege, dacă nu înțelege, deja eu mă detașez frumos. Din respect, adică respect existența. Nu e un miserupis din ăla, ok, dă-te. Nu, deloc. Ok, atâta vrei, atâta dorești, poftim. Cu ispita care i-a vrut mereu binele și care o place cu adevărat, pregătită să renunțe la tentativele de a o cuceri, Alexandra și-a asigurat prietenia unui om căruia îi pasă în mod real de ea. Gândul ei însă este, în ciuda apropierilor de Raul, tot la Aurel. Mâine ar fi ziua mea cu el de cuplu, pe 24. Și ne-am venit aici cu niște tricouri înscripționate cu la mulți ani și love. Ne-am promis că la fel, indiferent ce vedem, ce auzim, ce imagini se arată, vom purta tricourile alea. Este atât de prinsă în toată drama asta și în nivelul ăsta de inconștiență și de adicție, încât nu cred că va pune punct. Adică... Mă gândeam să-i transmit un mesaj, să vadă că nu am uitat, că o să zică, da, ai uitat, ai fost prea îndrăgostită de băieții ăștia pe aici și ai uitat, adică tot cu acuze va veni la mine. Și mă gândeam să îi transmit un mesaj, să vadă că n-am uitat și că nu sunt atât de goală în cap ca el. Că aceste relații de adicție va mai merge din inerție, cel puțin o perioadă de timp și după se termină insula. Cred cu sinceritate că tot ce face aici și tot ce urmează să se întâmple este doar ca să se răzbune.